foarte mică măsură. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Ionuț Rusu. Too sexy and I know it. Oh, ce mașină, mă! Spune, Ionuțele! Ioi, ce funduleață obraznică are, mă! Oa, ce țițuri mare și frumos! M-am înțeles! Vrei să seducești femeile ăsta? Primul dată trebuie să te arăți cât de puternică te ești. Te vezi cordonul ăla de la cuiuri, aghețată la cuiuri? Ia la minuțuri? Și saltă la el. Da, meu amu, așa peceau și boxoarele, așa antrenesc boxoarele. Așa. La două picioruri, așa. Acum la o picioare. Și acum pere piciorul. Dacă concentrai, reușea. Da. Să ne vedem. Du-te la aparata de abdomenul. Și ridică bluzițul de la partea cu pătrățeluri să se vadă fetițul ce lucrești. Ok, acum la fiecare ridicătură o să adoptez atitudinea ce zic eu la tine. Sexos. Frustrat. Care este diferențul de la sexos și frustrat, mă? Rominuri inexpresivuri. Ok, ne continuăm. Arogant. Hoață de teritoare. Glumesc. Asta toate românurile are fața asta. Prostenac. Asta potrivește cel mai bine. Este exact pentru tine creat. Ai, nu impacienta. Mă glumesc. Mai ai încă puțin și obții prietenie la ea. Vezi baloana aia de acolo? Știi ce exercițiu se face cu ea? No, dă-i drumă. Așa, nu știu cum a reușit popoara voastră să obțină teritoarea asta. Ia baloana la minuțuri și aruncă spre dragostea la tâi, adică spre ea. V-ați avut primul cet. Îmi mirosește a relația aici. No, acum du-te la bandă de alergătură lângă ea. Așa, și impresionește cu viteaza tâi. Alergește. Mai tare. Mai puternic. Repezime. Accelerește, testosule. Se poate mai multe. Funcționește? Mă miresc. Așa? Dă-i pe nivelul maratoane. Tare. Vitează. Ionuțele, eu trebuie să mă plec, dar mă, care ai rămas autonom. Și? Și am rămas autonom, se pare, adică. Poanta e bună, mi se pare un catch destul de clever. Între asta ne luptăm.
slăbuț, pușca moale, muniție puțină, steagul, ferfeliță, culorile nepotrivite. Eu sunt dezamăgit. L-am văzut în audiții, am fost impresionat, iar de data asta și-a dat cu tabla de șah în cap și a picat piesele pe jos. Eu nu mă îndoiesc nicio secundă de talentul tău. Nicio secundă. E posibil ca dintre toți cei care au fost în această finală tu să fii cel mai talentat concurent. Cred asta. Mai că, vezi, se întâmplă ceva. Comedia fizică înseamnă mult exercițiu și înseamnă că trebuie să ai o aplicare către așa ceva. Și tu nu ai o aplicare către comedia fizică. Ideea este foarte ok. Problema este că atunci când te apuci să faci comedie fizică, băi, tată, bă, acolo ai nevoie de niște calități. Ai nevoie de o nebunie, de un soi de nebunie. Ți se pare că te-ai ridicat la nivelul de așteptare pe care l-aveau oamenii? Vis-a-vis de tine? Nu. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Nu știu. Ideea e că am pornit și cu mult pesimism, un defect de-al meu. Și da, am simțit pur și simplu că n-o să întrunesc așteptările. Dacă ieri mi-ai fi prezentat măcar o parte, a fost singurul care n-a vrut să verse nimic. Da, vrei să-mi arăți ceva, să-mi spui ceva? Nu. Ți-aș fi spus de ieri că ai 24 de ore să schimbi sau să alegi altceva din ce ai mai făcut, pentru că asta este 100% necâștigătoare. Chestia asta. Marele talent a fost când ai vorbit. Acum atenția noastră a fost pe ecran, nu în față. Așteptările erau foarte mari. Ne gândeam ce ar putea să mai facă dementul ăsta. Cu siguranță va fi foarte tare. Eu personal mi-aș fi dorit să nu aibă nicio legătură cu ungurimea, Ținutul Secuiesc, el s-a repetat. Am ales greșit. Asta e, o să... Nu-i bai. E o lecție de viață. Stai, niște că-ți cunoaștem valoare. Te știm. Mulțumesc. Da. Nu-i. E talentat, om. Luăm acest număr ca pe o retragere strategică. Nu merită aplauze, nu știu ce să aplaudă. Vale, merit. Cătălește-te, termină cât tâmpe mine. Ești nebun? Revinu-ți. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Ionuț Râsu e clar, de departe, un om talentat. Momentul din audiție a fost fabulos. Și cred că ar fi trebuit să meargă pe aceeași linie. Nu neapărat să fac același lucru, dar treaba era ceva mai acting, era mai spre... Da, era mai actoricesc, punct, știi? Mă, Ionuț, mă! Ce s-a întâmplat, mă? Mihai avea dreptate pe deplin, chiar nu... Că nu sunt în zona asta de comedie fizică și... Păi am încercat eu un experiment, am zis să... Da, ce... Să fiu eu mai... Finală, te-ai gândit să faci un experiment. Pe 20.000 de euro tu faci experimente? Da, pe ce pentru mine? Da, așa, eu sunt prost. Da, și mie, îmi pare rău pentru public, nu pentru mine. Adică eu nu țineam să câștig banii ăștia, țineam doar să mă ridic la nivelul așteptărilor, să țin ștacheta sus.